În sfârșit am ajuns acasă. S-a dus și vacanța pe anul ăsta. Mie una chiar îmi pare rău că s-a terminat. Sincer, îți spun, aș vrea să stau la relaxare. Parcă deja mi-e dor de sumetul apei. Nu mi-e dor de nimic. Sincer, la câți bani am cheltuit, nu mai trebuie. La anul mergem și noi pe Italia, pe Elveția, pe astea și sigur e și mai ieftin. Hai, nu te mai văita că a fost foarte frumos. Și vezi că tu nici măcar mai stai la soare, nu te-ai bronzat deloc. Nici nu o să ne creadă vecinii că am fost în concediu la mare. Lasă ce zic vecinii, ce va zice administratorul? Că uite, am primit mesaj cu întreținerea și nu prea am de unde. Cât a venit? 350 de lei. Păi cum vine asta că noi am fost plecați aproape toată luna? Asta e întreținerea pe luna iulie, iubire. Dă-și tu un telefon la mama ta, poate ne ajută puțin. Nu mai sun pe mama, că de câte ori ne întoarcem din vacanță, apelăm la ea. Dar ce e mama, bancomat? De ce nu sunt tu pe maică ta? Cum să sun, mă, pe mama? Ai uitat că e în concediu? Așa, și dacă e în concediu ce? Doamne ferește, o deranjez din concediu că trebuie să plătim noi întreținerea. Hai, sună pe maică ta și spune că până la finalul lui septembrie îi dăm noi înapoi. Mă duc să o sun. Alo? Sărbuna, mama. Alo? Ce face puiul, mama? V-ați întors din concediu? Da, da, tocmai ce am ajuns acasă. Și cum a fost? Cum mai e la mare? E, cum să fie? Totul scump. Au scumpit rău pe litoralul românesc. O bere 15 lei, mușniță 20 de lei. Nu se mai merită să mergi la noi la mare. Da, măi, mami, am auzit la TV. Lasă că vă face mama acum niște șnițele și gratis și mai bune ca cele de la mare. Păi de asta te și sunasem, că n-avem nimic de mâncare, că na, acum am venit și am zis să nu mai dau comandă să mănânc tot mâncare de asta comandată la restaurant, m-am săturat. Nu, mami, lasă că vă fac eu. Fac și salată pentru Georgiana și te chem când o să fie gata, vreo 30 de minute, așa. Gata, mulțumesc mult! Ne dă? Nu are, mă, săraca, că a zis că a avut niște cheltuieli. Dar cu toate astea să știi că a zis că ne face niște șnițele și salată. Mă, tu sigur i-ai cerut? Da, bravo. Păi ce vorbeam cu ea până acum la telefon? I-am povestit tot. I-am zis că s-au scumpit toate la mare. Sună-l pe taică tu. Îl sun degeaba că și-a schimbat distribuția la mașină. Poate să-l sun să-i dau eu lui. Sună-l pe Robert. Bună idee, mă, bravo. Acolo sun. Nu. Pentru că ai venit de la mare și sigur ai nevoie de bani. Nu răspunde, mă. Mai sună o dată că poate nu era pe lângă telefon. Dar ce facem? Gata concediu? Chiar vreau să te sun. Gata, am revenit acasă. Și? Cum a fost? Soare, cald, frumos este? Bă, da, chiar a fost foarte frumos, dar uite că ne-a rupt la bani, că totul e foarte scump. Și de asta te-am sunat, dacă ai să ne împrumuți și pe noi cu 350 de lei, ca să plătim și noi întreținerea. 500 trebuia să-i ceri, Doamne, ce tântălău ești. Bă, te-aș ajuta cu mare drag, dar știi, eu m-am axat acum pe produse din astea bio, mai sănătoase, cum recomandă Uniunea Europeană, știi? Astea sunt mai scumpe. Da, cele mai scumpe. Păi aia zic, nici la câine n-am luat de mâncare. Îi dau și uite în ce fac eu cu făina de asta de greie și cu ce mai am. Lasă că fac eu rost. Hai că te descurci tu, te las că mi-a venit un balet de roșii din astea bio și trebuie să mă duc să le descarc. Bine, mă, lasă că fac eu rost. Hai, te salut. Nu are, mă, nici ăsta, că nu știu ce zicea, că a investit în vreo seră ceva. Hai, păi și ce facem, mă? Luăm din banii de dar pentru nunta lui Vărtu. Exclus, cum să facem asta? Păi și așa nu-l suporți, e simplu, nu mergem. Lasă-mă că nu-l suport, eu trebuie să mergem. Păi degeaba mi-am făcut roche, doar nu o por prin casă, exclus. Stai că mă sună mama, cred că sunt gata șnițele. Alo, da. Mami, poți să vii să iei șnițelele, că sunt gata. O, ce bine, acum am mâncat și vin. Hai, te aștept, măi, mamă. Să-mi zici și că să-ți pregătesc pentru întreținere. Că după atâția ani, eu știu cum e când te întorci de la mare. 350 de lei, știam eu că mă salvez. Să rămână mult, acum plec. Hai că mă duc să iau mâncarea și ce crezi? Ne dă mama banii de întreținere. Cum și-o fi dat seama că avem nevoie? Chiar nu știu. Ei, știe ea. Mă rog cu mine, chiar am dat mesaj. Cine o fi? Bună ziua! Bună ziua, coletul dumneavoastră! Ce colet? Eu n-am comandat nimic! Hei, sunt pantofii mei de nuntă! Exact, pantofii de nuntă, 500 de lei! 500 de lei? Și eu de unde plătesc? Lasă că achit eu! 2, 3, 4, 5 pentru comandă și 10 pentru dumneavoastră! Vă mulțumesc mult, o zi bună! Super, mi-au venit pantofii! De unde ai avut bani? Cum de unde? Eu știu să fac economii în concediu, nu ca alții aici de față! Corect. Data viitoare cheltuim și din salariul tău, nu doar dintr-al meu.